O mare problemă pe care o au autoritățile în continuare este lipsa de încredere în serul de la AstraZeneca, fenomen declanșat pe fondul scandalurilor în care compania britanică a fost implicată în ultima perioadă. Astfel, în toate județele țării, numărul persoanelor care se află pe listele de așteptare la centrele AstraZeneca este de rândul zecilor sau chiar zero, în timp ce pentru vaccinurile de la Pfizer, BioNTech și Moderna sunt mii de persoane care așteaptă imunizarea. Interesul pentru serul de la AstraZeneca este din ce în ce mai scăzut. Admit chiar și unii medici care spun că valul de neîncredere în acest ser vine și din cauza unor probleme de comunicare ale companiei. Era de așteptat să existe o influență a acestor săptămâni în care au fost prezentate anumite reacții adverse care inițial au fost asociate vaccinului AstraZeneca. Mai mult decât atât, discutăm de un context social. Țările est-europene sunt ceva mai sceptice în privința vaccinării în mod general. Cu atât mai mult există acest scepticism în legătură cu vaccinarea împotriva COVID-19. Medicii susțin că acest val de neîncredere poate afecta destul de grav campania de vaccinare. Este clar că s-a produs o neîncredere, este în momentul ăsta o afectare a imaginii acestui vaccin. Cred că e nevoie de ceva mai multă comunicare, inclusiv din partea autorităților, pentru a putea recăpăta încrederea. Avem nevoie de acest vaccin pentru că altfel campania de vaccinare va dura mult mai mult. Pe de altă parte, ne uităm că în aprilie va veni Johnson & Johnson, care folosește o tehnologie similară AstraZeneca și nu putem să transferăm această lipsă de încredere și către toate celelalte vaccinuri obținute prin aceeași tehnologie. Vaccinul AstraZeneca a fost întâmpinat cu reticență nu doar în România, ci și în alte state europene. Rând pe rând, Germania, Olanda, Italia au tot suspendat imunizarea cu AstraZeneca. Iar după reluarea vaccinării cu serul britanic, oamenii care au optat pentru acest vaccin au fost tot mai puțini.